Bună seara și bine v-am regăsit la emisiunea Stâlpii Societății. În această seară vom discuta despre recunoașterea și combaterea discriminării. Vom afla câte tipuri de discriminare există, la ce modalități putem să recurgem pentru a combate aceste cazuri, care sunt legile în care ne putem regăsi drepturile și cum funcționează acestea și mai important decât atât, care sunt instituțiile cărora ne putem adresa în astfel de situații nefericite. Din punctul meu de vedere, cred că cea mai importantă și cu jurisdicția cea mai extinsă asupra acestor situații este Colegiul Național pentru Combaterea Discriminării, iar invitatul meu din această seară este președintele CNCD, domnul Astaloș Ciobu. Bună seara și bine ați venit! Sruna, mulțumesc pentru invitație, bună seara spectatorilor dumneavoastră! Vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră, chiar e un subiect sensibil și având în vedere faptul că, din păcate, cred că zilnic sunt oameni, poate chiar și noi, poate de multe ori fără să ne dăm seama, care se confruntă cu astfel de situații de discriminare, unele mai aparente, altele mai ascunse, însă, din păcate, se întâmplă și atunci este important să știm ce face CNDC, ce alte instituții mai au prerogative în combaterea unor astfel de situații, care sunt pașii pe care trebuie să-i urmăm pentru a ne exprima părerile și mai ales mai mult decât atât pentru a ne apăra drepturile, că despre asta este vorba. Însă, până să ajungem la aceste lucruri, am o grămadă de întrebări, probabil că timpul va fi insuficient. Aș vrea să vă întreb, bineînțeles, nu înainte de a vă felicita pentru, cred că, cea mai longevivă activitate la o instituție a statului. Aveți, dacă nu mă înșel, mai bine de 12 ani de activitate acolo? Da, în februarie am făcut 12 ani în calitate de președinte și 15 ani în calitate de membru colegiu director de la înființarea instituției din anul 2002. Să vă urez mulți înainte, nu? Să dea Dumnezeu. Mulți înainte. Atunci chiar faceți o treabă extraordinară acolo și s-a îmbunătățit, cel puțin analizând în ultimii ani și citind cu ocazia emisiunii noastre, dar nu numai, studii legate de tipurile de discriminare, de cum acționează statul pentru a apăra acești oameni care se află în situațiile respective și așa mai departe. CNDC-ul chiar e fruntaș la rezolvarea acestor spețe și, dacă nu mă înșel, să mă contraziceți dumneavoastră dacă este altfel, cred că e singura instituție abilitată să trateze și subiecte mai delicate, de exemplu, discriminarea multiplă. În principiu, România are un sistem legislativ și instituțional antidiscriminare complementar. Sunt o serie de instituții care au atribuții pe domeniul prevenirii și combaterii discriminării. De altfel, este o obligație legală a tuturor instituțiilor și a tuturor persoanelor private de a preveni discriminarea. Și Consiliul Național al Audiovizualului are competențe pe domeniul audiovizual să sancționeze emisiunile care au un caracter discriminatoriu și promovează ura, intoleranța, doar că CNA-ul poate să sancționeze titularul de licență, nu și moderatorul, cei moderatorul sau invitații care săvârșesc astfel de fapte. Aici Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, CNCD, are această competență. Inspecția Muncii, din punct de vedere legal, are competențe să sancționeze discriminările la locul de muncă. Din păcate, își declină această competență către CNCD. Instanțele de judecată, bineînțeles că au competențe atunci când victima discriminării se adresează direct instanței de judecată, pentru că nu există obligația de a te adresa CNCD-ului, poți să te adresezi direct instanței de judecată. Și de asemenea, în penal, în zona penalului, parchetul, Ministerul Public, are competențe de a soluționa cazuri penale care sunt motivate de ură, săvârșirea unei infracțiuni motivate de prin considerente de discriminare, sau avem infracțiuni care sancționează incitarea la ură și discriminarea. Ca atare, un polițist, de exemplu, are competențe în prevenirea discriminării. Este un domeniu care implică o obligație pentru toți funcționarii publici, pentru profesori și pentru orice angajat din domeniul public sau privat. Pentru că, în primul rând, acest principiu trebuie să-l implementăm în cultura organizațională a fiecărei instituții. Fiecărei instituții.
În primul rând, dincolo că este o obligație, este un principiu care asigură competitivitatea, inovația în orice societate. Diversitatea este o condiție prealabilă a progresului și a succesului. Dacă veți vedea companiile multinaționale de succes, veți vedea că în cultura lor organizațională principiul egalității și diversitatea este un principiu care se află la loc de frunte. Dacă veți deschide paginile de internet a universităților din vest, care sunt în top 10 sau top 100, veți vedea că acest principiu este între primele 5 și se implementează în mod efectiv, nu doar prin includerea lor pe hârtie. Este un element foarte pragmatic într-o societate. Fiecare societate se confruntă cu discriminări. Nici o societate nu va putea declara niciodată că nu are probleme în privința discriminării. Vedem, de exemplu, Statele Unite ale Americii, în zilele noastre avem confruntări pe zona asta. Da, dar destule... ținta este să ținem la un nivel la care produce cele mai puține efecte negative într-o societate, adică să fie gestionabil. Să se resimtă cât mai puțin. Da, exact. Dar cum vedeți situația României? Noi cum stăm? Înțeleg că în vest, înțeleg că... Când sunt întrebat de jurnaliști de România dacă suntem o țară rasistă, homofobă, discriminatorie și mai departe, evit generalizările, pentru că nu putem să generalizăm. Categoric. Dar putem să spunem, avem probleme pe segmentul X, pe segmentul Y, facem următoarele lucruri și va mai dura nu știu cât. Ne mișcăm în trend cu regiunea. Avem provocări pe... Adică lent? Câteodată lent, câteodată mai bine. Noi, în evaluările internaționale, ca sistem legislativ și instituțional, stăm la un nivel rezonabil. Dacă ne uităm, de exemplu, la raportul Departamentului de Stat al Statelor Unite anual pe problematica drepturilor omului, stăm la un nivel rezonabil. Dar avem, desigur, provocări în ce privește egalitatea de gen între femei și bărbați. Avem provocări în ce privește violența domestică, avem provocări în ce privește discriminarea pe orientare sexuală sau situația minorității rome, care întotdeauna este un subiect pus în discuție în relațiile noastre internaționale. Avem și subiecte legate de situația minorității maghiare, avem subiecte legate de problema persoanelor cu dizabilități. Aici, într-adevăr, este o problemă dificilă, care necesită timp în soluționare, sau discriminarea pe criteriu de vârstă. Aici, din nou, la diferite forme de discriminare, directă, indirectă, hărțuire, victimizare, ceea ce legislația noastră interzice și oferă instrumentele necesare pentru a le putea gestiona. Provocarea este să convingem victimele discriminării să acționeze, adică să depună plângeri, pentru că victima deseori nu cunoaște legislația, nu are încredere în instituțiile publice, nu are resursele necesare pentru a depune o plângere, nu are o susținere, o asistență juridică, o asistență psihologică. Adică nu știe cum să o întocmească. Nu știe cum să o întocmească. Ceea ce vedem noi din statisticile noastre, că în mediul urban cunoașterea este mai mare. Într-un fel e... Majoritatea plângerilor vin din mediul urban. Dacă ne uităm la cele 8 regiuni de dezvoltare, vedem că avem anumite regiuni, cum ar fi cea din zona Bucureștiului, unde avem mai multe plângeri depuse decât din alte regiuni. Este și o problemă de reprezentare la nivel regional a instituției, pentru că avem doar 2 birouri, la Târgu Mureș un birou și la Buzău. Am avea nevoie de în jur de 15 birouri să pentru ne organizăm, să acoperim la nivelul curților de apel. Da. Organizarea curților de apel este cea mai eficientă din punctul meu de vedere administrativ pe care România în acest moment ar putea să o prezinte, astfel încât persoanele să aibă acces mai ușor la dumneavoastră, noi, exact. Am putea să activăm și alte instituții să primească plângeri, cum ar fi Avocatul Poporului, și să ni le transmită, pentru că Avocatul Poporului
are în jur de 15 birouri regionale, sau Agenția Națională pentru Romi, care are 8 birouri regionale, ar putea să preia plângeri în zona discriminării în accepțiunea noastră și după nivelul de competență să ne le transmită. Este vorba și de resurse, dar orice persoană, repet, are la dispoziție instanța de judecată. În termen de 3 ani de la săvârșirea faptei sau de la data la care a luat cunoștință de săvârșirea faptei. De ce? Eu pot să fiu un angajat și să nu cunosc faptul că colegii mei sunt plătiți mai bine decât sunt eu, deși suntem pe aceeași poziție, avem aceleași rezultate în muncă, dar pentru că am o vârstă, de exemplu, am un salariu mai redus. Și pot să iau la cunoștință de acest fapt după niște ani, ceea ce nu înseamnă că nu am posibilitatea să depun o plângere în instanță. Oricine se adresează instanței, este important de spus că nu avem taxe judiciare, deci depunerea unei plângeri este scutită de taxe. Asta e foarte important de știut. E un lucru important. La financiar, fel, din punct de vedere financiar, e un impediment pentru mulți oameni. E un impediment pentru foarte multe persoane. De asemenea, trebuie să spunem că dacă se adresează instanței de judecată, judecătorul are obligația să solicite un punct de vedere consultativ de la CNCD, ceea ce din nou ne permite și nouă să vedem jurisprudența și cum și gândește se întâmplă asta? Vi se cere punctul de vedere? Emitem anual în jur de 4.500-5.000 de puncte de vedere, ceea ce ne dă o imagine a câte acțiuni sunt în instanțe care au ca obiect posibile fapte de discriminare. Dacă victima nu dorește să se adreseze direct instanței, se poate adresa Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. Doar aici termenul este un an de la săvârșirea faptei sau de la data la care putea să ia cunoștință, pentru că suntem în zona administrativ-jurisdicțională. Termenele sunt mai reduse. Din nou, este scutită victima de orice cheltuială. Noi organizăm audieri, putem să organizăm inspecții și mai mult putem din oficiu să demarăm un caz de discriminare. Vă fără puteți să sesiza din oficiu. Ne putem autosesiza atunci când fapta privește o comunitate sau mai multe persoane. Sau dacă victima este într-o situație vulnerabilă. De regulă, noi putem substitui unei persoane fizice. Noi, ca instituție, nu putem să facem autosizare în numele dumneavoastră. În numele unei alte instituții, probabil. Da, în numele unei persoane fizice. Dar dacă vedem o comunitate, da, atunci putem să facem acest lucru. Și, de exemplu, mă iertați, eu vreau să vă întreb atât de multe lucruri încât nu știu dacă o să vă las să vă terminați ideile. De exemplu, în cazul în care vedeți că o instituție nu respectă aceste principii legate de cum să eviți discriminarea, de fapt. Să vărșești o faptă de discriminare. Da. Cum vă puteți sesiza din oficiu și în cazul acesta? Adică absolut. Nu vizează o persoană fizică, vizează întreaga instituție, absolut, pentru care răspunde, da, conducerea instituției. Da. De regulă, când se fac împotriva unor persoane juridice, fie ele publice sau private, adică o societate comercială privată sau o instituție publică, pentru discriminare întotdeauna răspunde persoana juridică, respectiv persoana din cadrul persoanei juridice. Dacă am un instituție, conducător de instituție care săvârșește o faptă de discriminare împotriva unui angajat, răspunde atât persoana juridică cât și persoana fizică care a săvârșit fapta de discriminare. Dacă se adresează instanțe de judecată, victima discriminării poate să obțină restabilirea situației anterioare, adică, de exemplu, dacă o persoană este concediată pe motive discriminatorii, că este însărcinată sau că este a venit în îngrijire creștere copil, o femeie aici, în cazul acesta, bărbați mai rar, atunci ea poate obține reîncadrarea în muncă. Poate obține și despăgubiri morale sau materiale, ceea ce CNCD-ul nu poate să facă. CNCD poate doar să aplice o amendă contravențională în cazurile de discriminare. Aici este diferența. Noi soluționăm anual în jur de 800 de plângeri cu audieri și așa mai departe, cu investigațiile de rigoare. Și anul trecut am aplicat 116 amenzi, adică în 116 cazuri am constatat că s-au săvârșit fapte de discriminare. Hotărârea noastră poate fi atacată la instanța de judecată. Termenul de soluționare a unei plângeri în fața CNCD-ului este de 90 de zile,
nu de 30, pentru că organizăm și audieri. Este un termen legal. Da, asta e foarte bine, că practic oferiți șansa ambelor părți să se apere, spună cuvântul. Să spună cuvântul, exact, avem această obligație. În jur de 90% din hotărârile noastre sunt menținute de instanțele de judecată, ceea ce este un procentaj foarte eficient din punctul nostru de vedere. Dar, desigur, credem noi că zona de prevenție este extrem de importantă, adică persoanele sau funcțiile, categoriile cheie într-o societate să cunoască acest domeniu și să-l implementeze, cum ar fi magistrații, funcționarii publici, profesorii din școli, care trebuie să cunoască acest domeniu. Dacă există discriminare și în școală. Din păcate, și sunt da, multe cazuri. Din păcate, multe cazuri. Încep elementele de tachinare și de hărțuire de la modul cum se îmbracă un copil, dacă are sau nu posibilități materiale să țină ziua de naștere. Dar asta se întâmplă între ei, între copii, da, nu? Și deseori și între părinți, intervin și părinții, sau un copil, elev, este perceput ca hiperactiv, cu un ADHD, care nu este o dizabilitate, corect, trebuie să spunem acest lucru, și învățătoarea refuză să ia copilul într-o excursie la buza autocarului, spunând că tu nu vii un copil de clasa a doua. Dar cum se pot proba toate lucrurile astea? De exemplu, dacă un părinte constată că îi se întâmplă ceva de genul acesta copilului său, cum probează? Că practic... Avem proba cu martori, avem proba cu înregistrări, că avem și inversarea e bine de sarcinii probei. De exemplu, dacă o persoană, un angajat, este evaluat, da? Și în cursul evaluării primește calificative pe criterii discriminatorii, atunci angajatorul va trebui să răstoarne această prezumție și să vină cu criteriile obiective să demonstreze că nu a fost discriminatoriu. Deci avem această partajare, răsturnare a sarcinii probei. Dacă merg la un interviu de angajare și apreciez că am atins standardul cerut de interviu și totuși nu sunt angajat și fac o plângere, cel care face recrutarea va trebui să răstoarne această prezumție și să-mi spună: uitați, am mai avut încă 3 candidați care au avut standarde mai bune decât candidatul X și nu vârsta a fost decisivă sau genul sau regiunea din care provine, pentru că avem și astfel de cazuri. Da? Bine, cred că cele mai dese sunt legate de vârstă. Cel puțin așa am constatat. Vârsta de este extrem de prezentă. Femeile la vârsta de 40 de ani au probleme reale să-și mențină locul de muncă sau să găsească un nou loc de muncă. La bărbați se prezintă la vârsta de 45 de ani această problemă. Nu și mai devreme, că sunt și, mă refer la segmentul avem de două, peste avem 20 două de ani. Categorii de vârstă, cei care intră pe piața muncii și respectiv cei care sunt peste 40 de ani, adică sunt undeva în zona în care unele domenii, de exemplu domeniul bancar, o persoană la vârstă de 35 de ani este deja considerată ca fiind ieșită. În vârstă. Da, exact. Nu e suficient de dinamică, prezentabilă, aspect fizic plăcut, elemente care n-au legătură cu cerința cu profesională. Partea profesională. Bine, da. Pe de altă parte... Iar cei care intră în piața muncii, mulți cer experiență. Deși fișa postului nu necesită o astfel de cerință a experienței. După care avem discriminare pe vârstă. De exemplu, am avut un caz acum la stabilirea condițiilor de creditare. Am avut bancă care, da, sub vârsta de 23-24 de ani nu oferea credit, deși la 16 ani, conform legislației muncii, poți să ai contract de muncă. Corect. Deci nu avea o relevanță. Da? Sau la 18 ani, am avut bancă care la 18 ani nu mai oferea credit. Sau la vârsta de pensionare, 62 pentru femei, 65 pentru bărbați, 63-65 acum, nu mai oferau credit sau reeșalonarea creditului, ceea ce nu are relevanță. Criteriul nu poate să fie vârsta nu poate ci incapacitatea de plată sau alte absolut, elemente financiare. Absolut, nu poate să fie un criteriu exclusiv și aici avem jurisprudență internațională. Sunt probleme legate de vârstă și de accesul pe piața muncii
este... Vă întrebam de tine pentru că citisem recent un studiu efectuat la nivel național care de fapt era sub formă de chestionar și practic spuneau că 40% din cei intervievați, mă rog, eșantionul nu era foarte mare, dar era relevant, afirmau faptul că dânșii consideră că tinerii nu ar trebui, spre exemplu, să ocupe posturi din care pot lua decizii sau sunt nevoiți să ia decizii, ceea ce, din nou, nu știu, poate greșesc, dar mi se pare discriminatoriu, pentru că dacă ai un tânăr, adică ce îl face pe un tânăr care e foarte bine pregătit, care poate nu are 20 de ani de experiență în câmpul muncii, dar nu e neapărat relevant, așa cum spunea dumneavoastră anterior, experiența efectivă în câmpul muncii, ce îl face să fie mai prejos față de un om de 40 de ani, de 50 de ani, care poate nu are aceeași experiență, poate nu are din punct de vedere al studiilor, poate nu are un schimb de experiență, de viziune cu alte țări, că tinerii tot pleacă cu Erasmus, cu tot felul de programe în care învață foarte multe lucruri. Deci, de ce nu li se dă șansa asta de a se afirma? Pentru că pe partea cealaltă ne plângem, vă întreb pentru că și mie mi s-a întâmplat, deci nu e un secret. Pe partea cealaltă ne plângem că din România ne pleacă tinerii, că nu mai avem tineri pregătiți, că nu mai are cine să ne plătească pensiile, că, mă rog, este așa o migrare pe segmentul acesta de vârstă și sunt foarte puțini cei care pleacă la studii în afară țării și se și întorc în țară să profeseze aici. Foarte puțini. Și totuși noi aici în țară nu ne dăm nicio șansă. Aici sunt două extreme. Deseori sunt discursuri publice care merg spre promovarea tinerilor și vedem mai ales în spațiu public, la nivel de discurs, politică, în astfel de zone de administrație, după care se dau exemple de în care tinerii au eșec în spațiu public. Și avem celălalt segment care se comportă astfel cum ați spus dumneavoastră. Eu cred că vârsta nu are legătură cu competitivitatea, deși în anumite poziții... Categoric. Nu că cer vârstă, dar cer o anumită experiență. Adică gradual, dar trebuie să justific când cer o astfel de experiență. Eu cred că... trebuie să distingem și nu trebuie să generalizăm. Atunci când area de selecție este una corectă și obiectivă, atunci și competitivitatea se va afirma. Din păcate, noi nu avem criterii de selecție obiective, nici măcar în spațiu public, și atunci compromitem și elementul de tânăr și de tânăr în funcții de decizie și este suficient să generalizăm. Eu cred că trebuie să distingem de la caz la caz și să vedem dacă un tânăr, dacă o persoană la anumită vârstă este competitivă sau nu, fie că vorbim de o vârstă, ce înseamnă tânăr. Avem legislație. Până la 35 de ani. Vedeți că în anumite situații 26 de ani este vârsta relevantă. De ce? Pentru că până la 26 de ani o persoană poate să-și finalizeze studii universitare, studii de masterat și studii doctorale, dacă urmează ciclurile una după alta. Tindem să mergem cu vârsta până la 35 de ani pentru că avem măsuri sociale mult, ceea ce nu întotdeauna se justifică din punctul meu de vedere. Sunt state care coboară această vârstă din ce înseamnă tânăr. Ca tare, nu acest element este relevant. De la caz la caz trebuie să decidem dacă persoana în cauză are competențele necesare pentru a îndeplini o funcție sau alta. Aici avem criterii de selecție în spațiu public, zona politică și zona de administrație publică. Criteriile și procedurile de selecție sunt de un anumit fel, respectiv în zona privată criteriile de selecție din nou sunt diferite. Criteriile de selecție și procedura de selecție din spațiu public deseori compromit această strategie de a numi persoane tinere în funcții, pentru că se fac numiri fără a exista acele competențe. Atunci avem cancanuri, avem eșecuri. Tind să generalizeze pe niște specii singulare, însă totuși
datoria, cred, nu neapărat a celor de acasă, dar măcar a unor factori de decizie sau a presei, la modul general, este că atunci când există cazuri de genul ăsta, măcar să facă o investigare în prealabil, să vadă dacă e un caz singular ca multe altele, că se întâmplă și l-am văzut cu toții și nu sunt un secret pentru nimeni, sau există cazurile acelea când se generalizează pe nedrept. Formatorii de opinie, din păcate, nu fac această distinție și se operează cu o serie de prejudecăți și stereotipuri, se stigmatizează o categorie de persoane sau alta și este foarte dificil ulterior să intervii în societate. Poți să ai 1000 de programe dacă ai, de exemplu, o imagine afectată și o imagine afectată public. Dar pot face ceva oamenii aceștia care suferă o anticampanie din aceasta da, absolut să acționeze fără motiv? În judecată pe cei care deci aduc atingere de imagini. Depinde de la caz la caz. Avem și în CNCD în care am avut plângere din partea femeilor politicieni care au fost practic supuse unor stigmatizări pe culoarea părului și o generalizare cum că ar face carieră făcând anumite și cum dovedesc? E foarte interesant ce îmi spuneți. Cum dovedesc doamnele? Nu ei trebuie să dovedească. Doamnele doar aduc articolele de presă sau emisiunile și cei care sunt acuzați trebuie să facă dovada că XY nu a promovat în spațiu public pe și criterii... Și nu au cum să facă pentru că dovada o aduce doamna de obicei, probabil. Exact, aici bineînțeles că e de la sine înțeles că are dreptate. Da, care însă, dreptate. Care sunt termenele? E vorba, vorbim tot de un an de zile? Și în fața CNCD, da, tot un an de zile, tot un an iar de zile. În fața instanței, trei. Da, aici avem aceleași termene sunt pentru toate cazurile de discriminare. Aș vrea să vă întreb în continuare, vă spuneam, nu o să-mi ajungă timpul pentru tot ceea ce vreau să vă întreb, dar vreau să atingem cât mai multe spețe. Referitor la discriminarea multiplă, e un concept care se tot vehiculează în ultimul timp în spațiul public și din câte știu eu, CNCD este singurul care poate momentan să, sau care are jurisdicție să dispună anumite măsuri pe această temă. Asta având în vedere faptul că ANEFS e... Specializat pe criteriul de gen, da, promovează mai mult spețele legate de egalitatea de șanse între femei și bărbați și nu poate intra pe zona aceasta, deci practic la dumneavoastră e singura șansă pentru astfel de situații. ANEFS nu are competențe să soluționeze plângeri, doar implementează politici publice. Noi am preluat prin ANEFS sistemul spaniol până la urmă. Iar CNCD a fost preluat tot printr-o cerință de integrare în europeană, implementând directive ale Uniunii Europene. Discriminarea multiplă este sancționată prin lege, este și definită, este o agravantă, adică este mai grav. Înseamnă practic cumularea? Înseamnă atunci când avem un anunț de ocupare a unui loc de muncă, angajez jurist, exclus femei până în vârstă de 30 de ani, exclus rom și exclus... Și atunci ai discriminat pe toate exclus planurile. Exclus moldoveni. Și am trei criterii de discriminare. Da. Etnie, vârstă și gen. Ceea ce înseamnă că săvârșesc o faptă de discriminare pe mai multe criterii. Asta se sancționează individual pe fiecare criteriu sau cumulate pe legea, discriminare legea multiplă? Legea spune că este o formă agravantă. Adică se sancționează mai aspru pentru că intervine pe mai multe criterii. Este extrem de prezentă discriminarea multiplă în spațiu public, mai ales la femei vârstă, de exemplu. Este extrem de prezentă discriminarea pe aceste două criterii de gen și vârstă în cazul femeilor, dar avem și dizabilitate și vârstă sau femeia romă, de exemplu, care e supusă din cauza genului și a etniei discriminării multiple. Dar femeia romă este supusă unei forme de discriminări în cadrul comunității și în afara comunității. Credeți că în viitor Autoritatea Națională pentru Egalitatea de Șanse își poate extinde un pic zona de acțiune? Adică poate intra pe viitor sau își poate dobândi prerogativa de a intra și pe astfel de spețe? De acționa noi și pe avem astfel de spețe? Acum prerogative în această zonă. Avem competențe, avem plângeri. Nu este o problemă. Este important ca victimele să sesizeze faptele, indiferent ce cale aleg, instanțe sau
instituții administrative CNCD. Important este ca administrația publică în general și entitățile private să implementeze acest principiu, să recunoască faptul că este în beneficiul lor să-l implementeze. Nu este ceva ce vine statul și dorește să implementeze. Da? Este extrem de important. Este important ca un polițist să cunoască acest domeniu atunci când merge cetățeanul și să-i se adresează polițistului, să știe cum să procedeze. Atunci când are de-a face cu o hărțuire sexuală, să știe ce întrebări poate să pună și ce nu. Atunci când judecătorul are o plângere care are ca obiect de ca o posibilă faptă de discriminare, să cunoască domeniul, să știe cum să-l gestioneze, procurorul la fel. Atunci când un jurnalist trebuie să relateze despre o asemenea fapte sau are un astfel de subiect, să cunoască domeniul, să aibă o formă de cunoaștere, de specializare și să nu vorbească în necunoaștere, pentru că are o influență foarte mare în societate. Pentru a evita situațiile. Pentru a evita, de fapt, răspândirea faptelor de discriminare. Dumneavoastră colaborați cu ANES, bănuiesc, sub o formă sau alta? Da, instituțional avem parteneriate. Am avut și membru colegiului director care a fost la noi timp de 4 ani și ulterior a preluat președinția ANES-ului. Ne-am bucurat pentru acest lucru. Am avut și colegi care au lucrat la noi și acum lucrează la ANES. Se întâmplă, cumva se întrepătrund arile de competență. Da, încercăm să nu avem orgolii instituționale. Important este interesul să colaborați general pentru că... și să colaborăm. Noi nu considerăm că din punct de vedere al competențelor ar fi un conflict. Ca atare suntem deschiși pentru orice parteneriat, așa cum colaborăm și cu Autoritatea Națională pentru Protecția Persoanelor. Asta vreau să vă întreb, care vă sunt partenerii? Dizabilități și cu CNA-ul atunci când este cazul. Bine, practic cu toate instituțiile. Cu toate instituțiile, asta vreau să spun, pentru că... Din păcate, deseori instituțiile nu colaborează cu dumneavoastră. Sunt și subiect de discriminare, adică primim plângeri împotriva acestor instituții și atunci... Dar ele colaborează cu dumneavoastră? Mă gândesc că, poate, apropo de cerut puncte de vedere, nu știu, Ministerul Muncii va ceru un punct de vedere pe noua legea salarizării? Din păcate, pe noua legea salarizării nu n-a cerut punct de vedere, dar Ministerul, Departamentul privind relația cu Parlamentul, deseori ne cere și ne-a cerut puncte de vedere pe diferite proiecte de lege din partea Guvernului sau chiar Parlamentul, am o situație în care ne-a cerut punct de vedere pe proiecte de lege, ar fi fost benefic să ne fi solicitat un punct de vedere, pentru că acum începem să primim plângeri pe noua lege a salarizării. Deci și pe ajutat. Vechea lege a salarizării am primit plângeri, din păcate. Pe legea vaccinării ar fi fost bine dacă ni s-ar fi solicitat un punct de vedere. Dacă aș fi avut timp, v-aș fi întrebat care ar fi fost punctul de vedere pe aceste legi. În ce privește legea vaccinării, noi apreciem că este o lege utilă și urmărește elemente de interes general. Interdicțiile care privesc zona de acces în colectivitate a copiilor care nu sunt vaccinați, din punctul nostru de vedere, urmăresc un scop legitim și nu sunt o formă de discriminare. Desigur, excepția cei copii care au contraindicații de a primi vaccin, dar legea face distinție în astfel de cazuri. Este nevoie de foarte multă comunicare și să ieșim un pic din zona evului mediu și să ne emancipăm, iar acele organizații sau persoane care promovează sau au atitudini și mesaje împotriva vaccinării n-ar trebui să confunde religia cu prostia. Adică e foarte corect ce spuneți. Până la urmă și noi, generația mea, dumneavoastră, nu mai zic, am avut parte de toate. Am trecut prin aceste procese, că practic vaccinul e o Absolut. Chestiune naturală. Până la urmă, de aceea a fost inventat pentru a ne ajuta să prevenim anumite lucruri care pot fi prevenite. Acum sunt multe pe care nu le putem anticipa, dar într-adevăr ar trebui să fie sunt puțin foarte mai... foarte multe aspecte și foarte multe subiecte care, din păcate, nu sunt dezbătute cu obiectivitate și generează în societate
știri false care conduc la decizii și atitudini nefondate, care nu servesc interesul general și pun în pericol comunitățile. Rata scăzută de vaccinare este un pericol pentru orice comunitate. Trecem un pic în alt spectru al discuției și aș vrea să vă întreb ce părere aveți despre parteneriatul civil și totodată despre introducerea în lege sau poate schimbarea Constituției în acest sens pentru legalizarea căsătoriilor între persoane de același sex. Știu că e un subiect foarte sensibil și sunt în permanență dezbateri pe tema aceasta, pentru că oamenii au idei diferite, unii preconcepute, alții prea moderne. Însă, dumneavoastră, cum vedeți acest lucru? Poate ar trebui schimbat? Acum, părerea mea este că ar trebui să schimbăm, dacă e să schimbăm ceva în Constituție pentru această situație, termenul de familie, că de fapt acolo e problema, nu? Că trebuie redefinită familia. Dar bine, nici rând, nu poți redefini ca fiind... Nu există întrebări indiscrete, doar răspunsuri indiscrete. Inițiativa de revizuire a Constituției este una legală. Până la urmă, cetățenii își pot exprima puncte de vedere cu privire la Constituția României și pot genera o inițiativă de revizuire a Constituției în anumite limite. Problema aici este că se încearcă definirea a două noțiuni care în fapt sunt distincte, a căsătoriei și a familiei. Căsătoria în sine ca instituție și în actuala Constituție este rezervată doar persoanelor de sex diferit. Avem în acest sens decizii ale Curții Constituționale din 91 până în prezent, care se spune foarte clar că instituția căsătoriei este posibilă și este o instituție accesibilă doar persoanelor de sex diferit. Problema este cu definirea noțiunii de familie, care este extrem de restrictivă ca fiind cea propusă, ca fiind rezultată din căsătoria între o femeie și un bărbat. Ori noi anul trecut am avut aproape 30% din copiii născuți anul trecut, 27% dacă nu mă înșel, potrivit INSE, sunt din afara căsătoriei. Adică am un bărbat și o femeie care nu sunt căsătoriți și dau copil. Naștere copil unui, doi sau trei copii, nu are relevanță, da? Ei sunt sau nu o familie? În accepțiunea legii și în accepțiunea mea, ei sunt o familie. Nu putem noi să venim prin Constituție și să restrângem atât de mult. Familia care rezultă dintr-o căsătorie dintre o femeie și un bărbat este un tip de familie, ceea ce nu înseamnă că nu avem și alte tipuri de familie. Pot să am o femeie care își crește singur copilul și tot familie. Pot să am un tată care își crește singur copilul sau pot să am bunici care își cresc singur nepoții, pentru că din păcate, ultimele statistici, suntem țara cea mai mare generatoare de migrație, adică avem aproape 4 milioane de cetățeni români în afara granițelor noastre, cu foarte mulți copii în România, ceea ce este o problemă reală din perspectiva protecției familiei. Ca tare, eu aici văd problema. Desigur, acum sunt opinii și opinii. Unii doresc legalizarea căsătoriei și pentru persoane de același sex, dar este decizia unui stat dacă dorește să păstreze căsătoria ca instituție doar pentru persoane de sex diferit. Însă, în acest caz, statul și România are obligația să recunoască legal cuplurile de același sex și să le ofere o protecție juridică, adică să adopte o lege a parteneriatului civil. Ceea așa ce ar fi este cel mai corect. Nu doar corect, este obligație, pentru că avem decizii ale Curții Europene a Drepturilor Omului în cazul Greciei și Italiei, care spune foarte clar, în cazul în care căsătoria ca instituție este accesibilă doar persoanelor de sex diferit, aveți obligația să oferiți o altă instituție cuplurilor de același sex. Grecia, care este o țară ortodoxă, proeminent ortodoxă, are reglementat parteneriatul civil. Italia la fel, țară romano-catolică. Deci un pas spre normalitate, pas spre normalitate. Aceasta va fi și calea... Nu o normalitate. Că... Aceasta va fi și calea în România. Vom ajunge la acest moment. Din punctul meu de vedere, inițiativa de revizuire a Constituției a pornit doar din
pe valul și pe segmentul homofob pe care îl avem în România. Oamenii nu au fost informați în mod corect pentru ce semnează, pentru ce inițiativă semnează. Bine, aici depinde de la, de la fiecare persoană în parte, pentru că fiecare dintre noi avem obligația de a ne informa. Nu trebuie să așteptăm neapărat de la instituțiile statului să vină să ni le pună pe tapet așa trebuia toate aceste informații. Trebuia să informeze cei care au inițiat strângerea de semnături, adică acele organizații care au inițiat. Bine, poate au publicat pe site-urile lor de specialitate sau pe Facebook. Acum toată lumea este online. Sunt șeptic cu privire la aceste informări, dar am văzut un val de homofobie. De altfel, pe toate sondajele de opinie, da, persoane de infectate cu HIV, SIDA și homosexualii sunt categoriile de persoane cele mai marginalizate. Pentru că la noi sunt încă multe prejudecăți, foarte multe. Este un subiect tabu, da. Nu s-a discutat foarte mult timp. Comunitatea minorităților sexuale în România nu și-asumă identitatea în public. Și dacă oamenii nu văd astfel de persoane, au o reticență, au da, nu sunt obișnuiți, practic, fel de respingere. Și eu, când am văzut în 96, prima oară în viața mea, un cuplu de homosexuali în Dresda, ținându-se de mână, asumându-și identitatea, am avut un șoc, pentru că până la acea vârstă... Nu ați intrat în contact cu n-am cazul. Văzut, nu când n-am văzut, n-am cunoscut oameni cu orientare sexuală diferită care să își asume identitatea sexuală. Ca tare... Bine, asta e cu duș întors, că într-un fel poate fi bine să-și asume în public credințele sau afinitățile. În măsura în care nu sunt atacați. Dar pe de altă parte, gândiți-vă că mergi pe stradă cu copilul de mână, care încă nu poate să discearnă ce înseamnă bine și ce înseamnă rău și care e normalitatea. Și când mergi cu băiatul tău de mână pe stradă, care are o vârstă prea mică, repet, pentru a distinge, și vede un cuplu de care spuneți dumneavoastră, gândiți-vă atunci că... nu o să se întrebe ce e normal, să fii așa sau să fii ca mama și ca tata, o familie. Și putem să le explicăm acelor copii să le explicăm că e normal și așa și așa, pentru că acei copii de care vorbiți dumneavoastră, eu am doi copii. Să vă trăiască. Mulțumesc, la fel sau... În viitor. În viitor. Nu trăiesc într-o lume sub un glob de sticlă izolați. Au acces la informații, mai mult decât avem noi. Dumneavoastră sau noi. Vorbesc, aud, înregistrează, ascultă radio, văd televizor, vrând nevrând, oricât am avea grijă de ei, accesează internetul și acei copii mai umblă prin lume. Și dacă nu se întâlnesc cu, în România cu astfel de cupluri, se vor întâlni în altă, parte, în altă state. Sau ascultă muzica unor artiști care au o orientare de o parte sau alta. Sau văd un element din film care duce în acea zonă. Nu putem să ținem copilul în necunoaștere. Desigur, există un proces treptat de da, putem să-i protejăm până la o anumită până la vârstă. Când încep să înțeleagă. Când putem, da, exact. Aș vrea să vă mai întreb un lucru, pentru că ne apropiem cu pași repede. Dar nu pot să vorbesc în termen de normal și anormal. Am înțeles, e natural, pentru că până la urmă, nu... cine suntem noi să... Din punct de vedere juridic, este normal. Este normal, da. Mai departe, când vorbim din punct de vedere religios și așa mai departe, nu putem să... Este libertatea fiecăruia să gândească. De a alege, important da. Este respectul demnității umane. Pentru că mai avem doar câteva minute, aș fi vrut să vă întreb câte ceva despre un subiect tot așa controversat și sensibil, care personal mă bucur că nu s-a finalizat în sensul în care a început, și anume inițiativa aceea parlamentară de a se desființa CNCD. Aș vrea să vă întreb și eu că n-a fost o situație plăcută și nici n-ar fi normal să vă întreb cum ați primit vestea, că e clar că ați primit-o prost. Dar de la ce credeți că a pornit? Pentru că mi-e greu să cred că după atâția ani de activitate a CNCD-ului și o activitate constantă și cu rezultate pe hârtie, nu doar verbal sau public sau pe Facebook. Adică sunt niște oameni care și-au găsit dreptatea în urma sesizărilor pe care dumneavoastră le-ați soluționat. Deci de unde așa din neant inițiativa de a desființa CNCD? Noi desori am sancționat parlamentari și persoane politicieni pentru discurs de ură, discurs discriminatoriu. La fel s-a întâmplat și în 2015-16, când am sancționat un parlamentar
cu atitudini, comportamente destul de radicale naționaliste. Adică instigare la ură, instigare probabil, la ură, discriminare pe criteriu etnic. Da. Și acest parlamentar a inițiat un proiect de lege dintr-un articol prin care desfințează instituția. Cum acest proiect de lege nu s-a luat în dezbatere pentru că a fost și campanie electorală în 2016, proiectul de lege a trecut tacit de Camera Deputaților. Și n-a mai trecut de Senat. Și n-a mai trecut de Senat pentru că până să ajungă în plen în Senat, toate instituțiile internaționale, Uniunea Europeană a transmis mesaje foarte clare că am încălcat acquis comunitar dacă am desfința instituția. Și cred că n-am fi mai trăit în normalitate. Și de altfel trebuie să subliniez că toate partidele parlamentare au avut o poziție de a votat împotriva acestui proiect de lege și de menținerea cinicidului. Bine, probabil că persoana în cauză s-o fi gândit că... N-a mai intrat în Parlament, da. Persoana în cauză, chiar dacă și în partidele parlamentare actuale am avut și avem membri ale Parlamentului pe care i-am sancționat pentru discriminare. Bine, până la urmă, dumneavoastră, dar poziția lor datoria. A fost de a menține instituția. Noi îndeplinim dincolo de serviciu public pentru cetățean și anumite obligații internaționale ale României, la care România este parte prin convențiile pe care le-a ratificat. Încercăm să rămânem o instituție funcțională. Nu este ușor. Sunt resurse foarte puține pentru acest domeniu de activitate. Nu dorim să fim o instituție iubită, doar respectată. Așa este cel mai corect și până la urmă, așa cum spuneam noastră, v-ați făcut datoria, acum fiecare este responsabil de faptele pe care le întreprinde și trebuie să acționeze în consecință și dacă e cazul acolo unde greșește, să plătească pentru greșeala săvârșită. Pentru că am ajuns la finalul emisiunii, nu mi-am dat seama exact când au trecut cele 50 de minute, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Mulțumesc și eu pentru invitație și pentru vă mai aștept și la o altă ediție, poate ajungem măcar la jumătate din ce ne propusesem să discutăm în această seară. Vă mulțumesc vouă tuturor celor care ne-ați urmărit. Invitatul meu, președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, domnul Astalos Ciobo, poate fi găsit pe pagina dumnealui de Facebook. Comunică foarte activ pe ea și dacă aveți orice fel de nelămuriri sau situații neplăcute de discriminare, cred că este deschis în a vă da sugestii. De asemenea, aveți pagina de Facebook a CNCD-ului, care poate fi foarte ușor găsită pe Facebook, unde la fel puteți lăsa mesaje, puteți să mergeți direct la adresa instituției și face sesizări în acest sens. După cum ați auzit, plângerile sunt scutite de taxe și îmi doresc din tot sufletul să nu aveți parte de astfel de situații, iar dacă se întâmplă și lucruri din acestea nefericite, să aveți curajul de a merge și de a vă adresa instituțiilor statului abilitate să soluționeze aceste lucruri, pentru că trebuie să ținem tot timpul minte faptul că trăim într-o societate democratică, că sunt oameni care au murit ca noi să putem să ne exprimăm liber și să putem să luptăm pentru drepturile noastre și suntem datori să o facem. Vă mulțumesc și ne revedem săptămâna viitoare, tot de la ora 20, cu un invitat special, membru în Consiliul General al Capitalei și de la care sper să aflăm cât mai multe lucruri interesante despre proiectele Primăriei Capitalei. Vă mulțumesc!